Platforma electorală. Vectorul dezvoltării naționale va fi pus la baza tuturor politicilor publice. Paragraful 1. Schimbarea sistemului politic. Prima. Declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. 2. Crearea unui guvern de profesioniști din toate partidele, inclusiv din cele extraparlamentare. Trebuie să avem un guvern de profesioniști și nu contează limba vorbită, cum este numită. Pe mine mă interesează experiența și dorința de a face ceva în țară. 3. Trecerea la Republica Prezidențială. Un singur om trebuie să-și asume răspunderea pentru tot ceea ce se întâmplă în țară. Eu consider că trebuie să venim și încă cu o propunere, dacă vorbim de Republica Prezidențială. De fiecare dată, la fiecare scrutin electoral, cineva câștigă alegerile, cineva le pierde. Din punctul meu de vedere, dacă au ieșit doi candidați în turul 2 și cineva este susținut cu 51%, dar ce fac cetățenii 49% care au votat oponentul? De asta eu propun să introduc în funcția de vicepreședinte a Republicii Moldova, în Republica Prezidențială. Crearea unui sistem de administrare a statului în care fiecare cetățean să fie auzit. Noi avem foarte multe probleme care trebuie soluționate astăzi. Noi trebuie să avem un fond prezidențial de urgență care să intervină rapid pentru soluționarea problemelor urgente. Fondul va putea fi finanțat de persoane fizice, juridice, atât din țară, atât din străinătate, atât statele partenere. Acest fond prezidențial de urgență va fi colacul de salvare pentru cetățeanul care are nevoie de ajutor astăzi și nu mâine sau peste o lună.